Salut! Bună, dragilor, și bine v-am regăsit pe canalul meu! Astăzi vreau să realizez un make-up foarte, foarte ușor. Nu sunt, vreau să menționez de la început, pentru ca lumea ulterior să nu mă critique. Nu sunt un profesionist, nu le am foarte tare cu make-up-ul. Eu doar vreau să vă arat cât de faine sunt produsele noastre de la Pharmacy. Să vedeți transformarea lor, da? Și în prima fază îmi hidratez tenul cu această cremă din arbore de ceai verde. Este un produs natural, mă ajută, este pentru orice tip de ten și te ajută mai ales dacă ești o persoană ce ai un ten mixt și uneori îți mai apar și coșulețe. Hidratăm foarte bine tenul. Știți ce îmi place la cremele de la Pharmacy și nu doar asta? Să știți că majoritatea intră foarte repede în piele și îmi place că nu trebuie să... Deja eu simt, a intrat în piele, nu trebuie să așteptăm foarte mult timp. Gata, fața mea este hidratată. Ulterior, o să-mi pun un primer. Este un primer de la The FX Pro. Este foarte catifelat și foarte, foarte drăguț. Nu știu dacă o să se vadă. Și lucește așa un pic el. Deci aplic acest primer ca fața mea să nu capete ulterior acea coajă de portocală, adică să nu-mi scoată porii în evidență. Așa, tindem foarte, foarte bine. Iar astăzi nu o să folosim un fond de ten, ci o să folosim o cremă BB. Ups, este nimic. Folosesc crema de BB, crema BB, mă scuzați, nuanța 01 de la Pharmacy și un burețel. Burețelul de la Pharmacy este umezit deja, l-am pregătit dinainte. O secundă. De multe ori pun pe burețel, de multe ori pun direct așa pe ten. Nu are importanță foarte mare asta. Pentru mine, acum nu știu tehnicile de make-up cum sunt, însă pentru mine nu văd o mare diferență, că ulterior vin cu burețelul umezit. Am pus suficient, deci nu trebuie o cantitate foarte mare de produs. O să vedeți schimbarea. Vreau să vă menționez că toate produsele de make-up de la noi, din Pharmacy, voi le puteți achiziționa cu o reducere de 23% doar cu crearea unui simplu cont de client sau consultant, depinde ce vreți voi să faceți pe mai departe în Pharmacy. Se vede diferența, vă spun super sigur că se vede diferența, pentru că eu mai aveam mici imperfecțiuni care cu doar o cremă BB le-am acoperit. Mai ales această cremă BB pentru persoanele mămici care sunt pe fugă tot timpul, nu au timp prea mult pentru ele, pentru că majoritatea timpului îl acordați copiilor voștri și este și normal. Nici nu mai aveți nevoie, folosind o cremă BB, nici nu mai aveți nevoie înainte să vă dați cu cremă. E ok să folosiți și direct această cremă BB, pentru că de asta se numește și crema BB, are un conținut și de cremă în ea și hidratează foarte, foarte bine. Am tapotat foarte bine. Am întins această cremă. Așa. Acum, ce facem acum? O să mă joc un pic la... Nu, întâi să-mi fixez
crema BB cu pudra transparentă, teracota. Îmi place foarte, foarte mult. Bai, nu am, ba da, mă gândeam că nu am pensule. Avem și setul de pensule de la Pharmacy. Pur și simplu îmi fixez tot ceea ce eu am aplicat până acum. Da, are și un miros foarte plăcut. Foarte, foarte plăcut. De curând am aflat că nu e ok să folosești zi de zi o cremă cu nuanță, gen am și această cremă de la BB. Eu am cam terminat-o pentru că îmi place foarte mult. Însă am înțeles că atunci când folosim o cremă nuanțatoare, da, pentru ten, tenul nostru îmbătrânește mult mai repede. Așa că la sfaturile unor make-up artiști, am luat această pudră transparentă pe care chiar o recomand din suflet. Mi-am fixat și make-up-ul. Acum să lucrăm la partea de ochi. La partea de ochi o să folosesc această paletă. Avem o paletă foarte faină, da? O paletă ce o puteți achiziționa cu reducere de 23%. Așa cum am spus, prin crearea unui cont gratuit, nu plătiți nimic pentru a crea acest cont. Iar linkul contului îl găsiți și în descrierea acestui video. Și da, să începem. Numai un pic, pensulica de la Pharmacy, micuță. Deci eu am întreg setul. Ce să punem? Ce să punem? Azi sunt rozalie toată și prefer să merg tot pe un rozaliu, movaliu ceva. O să vedeți că nu, foarte, foarte simplu. Eu mi-aplic mereu în partea de jos a ochiului. Cam așa ceva. Nu-mi place să mi-aplic fard pe tot ochiul. Nici nu mă pricep foarte bine. Am zis că o să-mi iau niște cursuri pentru make-up, dar timpul este limitat. Crezi că se vede. Sunt îmbrăcată în roz și am mers pe tentă de Movaliu Rozaliu pentru mine. Deci vă mai arăt o dată această paletă. Super faină. De ce sunt foarte nuanțate paletele noastre de la Pharmacy? Pentru că folosesc, cei din Pharmacy folosesc pigmenții pe care folosesc și cei din MAC. Știți foarte bine, marele brand MAC, dar prețul nu se compară și calitatea este chiar mai superioară. Mai folosesc și o să aplic și pe mine o paletă de contur. La această paletă îmi place foarte mult această nuanță. Nuanța aceasta o folosesc mai mult pe timp de vară, când sunt un pic bronzată și eu. Și avem și paleta de iluminare. Numai un pic. Nu am pensula ideală și dar o să folosesc această pensulă tot de la Pharmacy. Și să vedem ce iasă. Se vede? Se vede, da? Cam așa ceva. Și să continuăm cu un iluminator foarte, foarte plăcut. Iluminator avem, v-am explicat și aici, însă mai avem o paletă de iluminare a tenului, așa arată, este tot teracota. O să vedeți ce fain arată. Păcat că mi-am băgat lampa în priză să vedeți efectul lor, dar se observă cât de cât. Cam așa. Cam așa este. Așa o să ne
pieptănăm și sprâncenele. Eu de obicei, v-am spus că este un make-up foarte, foarte simplu, dar eu de obicei nu folosesc pomadă pentru sprâncene sau am un rimel fixator și cam atât la sprâncene, însă nu o să-l folosesc nici pe acela pentru că nu mă duc la nu știu ce eveniment. Însă așa. Iar acum ce urmează să folosesc? Un rimel. Rimelul Limitless. Haideți să vă arăt ce fel arată. Ia uitați. Așa, are, este format din peri, de peri, nu de silicon, la asta mă refer. Și o să ne dăm și cu rimel. O să se vadă diferența imediat. Acest rimel este oarecum nou în farmacie și este un rimel care conține capixil, adică capixilul, cine nu știe, că avem și șamponul cu ustură și capixil, fixează la rădăcină, adică nu vă cad genele. Este super drăguț, să știți. Eu mi-aplic și în zona de jos întotdeauna rimelul. Numai o secundă să nu fac pe aici numai nenorociri. Cam așa. Ia uitați diferență, da? Și se poate și mai bine, dar nu am avut eu răbdare necesară. De obicei am genele mult mai lungi. O să îmi aplic și la acest ochi. Nu este unul dintre rimelurile cu care mă înțeleg eu foarte, foarte bine. Însă pentru am început să-mi cadă un pic genuțele și am zis că acest rimel îmi este și ca tratament și de aceea am preferat să-l folosesc. Eu folosesc de obicei rimel cu perii de silicon. Mă ajută mai mult pentru sprâncenele pe care le, pentru genele, mă scuzați, pe care le am. Am trecut la sprâncene deja. Așa. Și în parte de jos. Gata! Eu de obicei am genele mari, așa că nu am nevoie de gene false. Și pentru că niciun make-up nu este ok și nu este wow dacă nu colorăm și buzele, iar astăzi o să folosesc, de obicei îl folosesc pentru că mi se pare că mi se potrivește și mă caracterizează foarte, foarte mult. Ia uitați câte nuanțe de ruj lichid mat am de la farmacie. Măi, fetelor, să știți că le recomand din tot sufletul. Stați că mai am două, dar nu mi-n cap în mână. Pentru că, ia uitați, sunt rujuri ce te ajută pe parcursul unei zile. Dacă ești la job, dacă ești la birou, la prigi dimineața și stai fără stres, poți să bei, poți să mănânci, el îți rezistă acolo pe buze. De aceea eu vi-l recomand din tot sufletul și v-am spus, cu un cont de client ți-l poți achiziționa cu o reducere. Numai un pic, o să fac un pic de gălăgie. Astăzi prefer și aleg să folosesc nuanța 204. Este o nuanță foarte vie pentru mine și îmi place foarte, foarte mult.
Vedeți cum mi-a schimbat fața? Cam așa este nuanța 204. Se usucă și după aceea este super mega wow, pentru că o să-mi stea pe buze până diseară. Nu mai am stresul buzelor. Da? O să fie super ok. Ce să vă mai spun eu vouă? Vă îndemn să folosiți orice produs de make-up de la Pharmacy. Cam atâta a fost make-up-ul meu. Cam așa este în fiecare zi. Sunt o persoană simplă, modestă și nu-mi place să ies în evidență cu culori stridente. E ok atât. Vă recomand din tot sufletul să încercați produsele de la Pharmacy, mai ales produsele pe parte de make-up. Sunt bestiale. Mai avem fondul de ten BFX pentru cine vrea chiar să nu își vadă nicio imperfecțiune pe ten. Mai avem o bază, aceasta este o bază de silicon pentru ten, este foarte, foarte bună. Avem iluminator, dar nu mi-am pus multe. Dacă o să vă întorc camera, o să vedeți că am foarte, foarte multe nuanțe. Și haideți să vă arăt și asta, pentru că merită. Ia uitați ce este aici la mine. Birou de make-up. Și de aceea vă spun că eu le-am achiziționat cu o reducere, așa că și tu poți să o achiziționezi cu o reducere completând linkul de mai jos.